Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Mafia, unde o să jucăm Mafia. Ok, deci suntem la chapterul 3, ne trezim liniștiți dimineața, ca de obicei. Am să mă pun și eu în poziția mea de gaming, pentru că acum facem gaming. Am aici niște gustări lângă mine, dar n-aș vrea să prea mănânc în videoclip, deci da, I'm for the phone. Ăsta e de lehorul. Mă gândesc că ăsta e telefonul. Lumea. Asta e maica mea. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo? Find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, mama. Mio bambino, sau cum o zis ea. Merem să-l vedem pe Mr. Pappalardo. Câți dolari avem? O, 320. Ok, hai să vedem jobul nostru. Hai să închidem ușa după noi, totuși. Ar merita să închidem ușa după noi, zic eu. Deci mergem pe docuri să-l vedem pe Mr. Pappalardo. Totul e bine. Go your car from... aici, nu? Da, aici. S-o reparăm, mă? Hai că o reparăm. Pentru că totuși mașina noastră și trebuie să o reparăm. Deci hai să mergem mama pe docul lui Joe ăla, nu? Nu cheamă Joe, cheamă Mr. Pappalardo, pardon. Hai să vedem. Bă, merem regulamentar? Hai să merem regulamentar. Eu nu mă opresc, mă, la stop, care-i faza? Dar nu vreau să îmbușez mașina din nou, că pana mea am 230 de dolari, mai dau încă o dată 100 de dolari, mi s-au dus toți banii. Nu mai am ce face cu ei. De aia vreau să merg încet și să merg, nu pe contra, să zici că ca... Aoleu, stai ce m-am speriat. Gen doar afară din oraș unde nu sunt multe mașini și shituri. Uite, uite-l și pe ăsta, se bagă în mine, mă. Aoleu, unde te duci? Ah, vreau să bage și ea, e bun. Așa, deci trebuie să nu mergem cu viteză, că pana mea vine, odată se bagă unul în fața mea și m-am dus. Uite cum s-a băgat asta, dacă aveam viteza asta, uite că dacă aveam viteza asta de acum, eram rip, nu mai puteam să pun frână ca lumea. A, pe aici trebuie să iau. Uite, aici, de exemplu, când e linia aia dreaptă, cred că o să bag mai mare viteză, gen să-și le și ocolesc, că nu o să stau pe videoclip 20 de minute din videoclip doar să conduc. Aoleu. Băgăm pacia pe lângă și o luăm pacii. De fapt, stai că am și waypoint-ul ăla și o să mă încurce foarte mult. Pacia să dea, ai bun. Uite, aceea pot să bag viteză mai mare. Gen peste, acolo ne arată câte mile la oră avem. Gen peste 60 de mile la oră, înțelegeți? Poate chiar mai mult de 80 de mile. Adică nu, cred că mai mult de 80 de mile nu o să bag, pentru că deja uitați. Uitați, 80 de mile, uitați deja ce viteză. Și dacă se bagă unul acum, dacă se bagă ăsta aici pe banda mea, nu mai am timp, uite. Trebuie să nu mai am timp să opresc, deraiază și mașina și nu vreau să o bușesc, că pana mea. Hai și cam viața, uite, îl vedeți? Cum se bagă fața mea. Uite, s-o și dus fraierul, a alunecat un pic. De-aia trebuie să fim pe fază. Când să nu... Uite, vedeți, deja aproape am ajuns. Și cu viteza normală, gen, fără să mergem în cap descreierații pe stradă. Bă, dar ce facem ăsta? Voi îl vedeți pe ăsta ce face? Face drifturi, ce face? Doamne, ce disperat, frate. A, în sfârșit am scăpat de el, că nu vreau să-mi risc mașina să fac accident cu ea. Cred că mă trebuie să luăm pe jos. Să avem grijă să nu fie cineva aici, că nu vedem. No way. No way, ce dracu, trebuie să stau eu la coada asta. Du-te, bă, daci. Uite, m-am băgat în fața lor, ce țigană mă. Ia, merem așa. Am ocolim și gata, uite, am ajuns la destinație fără să ne atingem mașina de nimica, mă. Așa îmi place mie să conduc în jocuri, să nu-mi ating mașina de nimic, nu-mi place să-mi distrug mașina, care tocmai ce-am reparat-o, nu? Ieșim din ea, se închide automat-o, ia, am bușit-o. Vedeți, mă, nimic, absolut nimic, mă, vedeți? Îmi iau pistolul și mă duc să-l împuș pe Mr. Pappalardo, glumeam.
Who's the dog? Windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Papalotto. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papalotto at your service. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. No, hai să intrăm în script, că n-am chef să-i ascult pe ăștia cum vorbesc. Follow me. Follow me. Asta e ceva gen plictisit de soartă, băi, gata. Follow me. Hai să vedem ce se întâmplă aceea. This pile of crates onto that truck. Chema? When you're done, you get 10 bucks. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Chema? Ne pune pe noi să cărăm de astea, bă. Uai, cât de încet merge cu ele. Mamă. Mamă, dacă stau așa tot videoclipul, cred că o să dau cu speed up. Da, o să dau cu speed up. Ce, mă? This door is open. Leave when you have head and out. Ok. Hey, you done? Yeah, I'm done. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here, then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Wait. You said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit. Nobody who works with Joe would carry crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Ok. Da, zicea atunci când ne-a învățat să deblocăm mașina că e cel mai... Zicea că suntem cei mai buni, prieteni. Suntem cei mai buni și cei mai... Explain this one to me, sonny boy. What's your story? Well, my mother wanted me to come talk to you about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. Them women, they're all the same. Right, Steve? Sure, Derek. He doesn't want you hanging around with Joe. Fac ceva aici cu microfonul. Mother was the same way. Look what become of me. Union boss. I got the whole fucking waterfront over my dump. So how's Joe? Pretty good, I guess. How'd you meet up with him? Oh, we go way back to the old neighborhood. I just come back from overseas and he's putting me up until I can get back on my feet. Listen, now you gotta understand, a person in my position has gotta be careful. Certainly. Gata, l-am pus ca lumea. You won't mind if I give Joe a call, right? Ah, go ahead. Where'd I put his number? Hey, here it is. O să mă împuște? Cum s-a uitat? He might not be home. That wouldn't be good. Hi, Joe. Hey, this is Derek. Listen, I got this guy here. What'd you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. Mm-hmm. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first. Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. All right. Thanks, then. I'll talk to you later. Did you? I'll have to check you out. Better than lugging crates around. Deci, coleg Derek Fee from Dockworkers. Adică de la ăștia?
Ah, da, uite. I'm here to collect the fee for the bottle. Yeah, I must have forgot or something. Thanks. Appreciate your cooperation. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure, here it is. I don't want no problems. Next time, try to pay on time, okay? Thanks. Jim? Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Hey, what kind of game you playing? The kind where you pay what you owe when you don't get hurt. You got a problem with that? I got a problem with you. Now get out of here before I kick your ass. Ugh! Why? Easy, Freda. Here's your fucking money. Yeah, glad you decided to reconsider. Easy, Freda. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole, I'm not in the mood. Ooh. Why don't you get out of my face before you get hurt? No can do, pal. Derek wants his money. Oh my God, Svendr Vatala. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Opa. Uai, mi-a băgat de la 2 pumni de mă lăsă fără o soartă. Nu. I-am prins un combo. Al doilea combo. Ui, ce combo. Get Rex, probabil. Nu mai scapă ăla de mine. Bă, dar omul ăsta e făcut din oțel, nu vrea să cadă odată pe jos. Mă la treabă. Doamne ajută, jbuf. Doamne ajută. Okay. Anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? Take the cash to Derek. This guy already paid. This guy already paid. Oh yeah, I got this guy already. I got his money already. Ok, gata. Deci, nu mai avem nimic de luat. Gata, nimic. Here's the money, boss man. Good job. Here's your share. I watch you take care of Bill. Easy. Good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, will do. I'll see you later. Easy. I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Drive to Freddy is Little Italy. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod mirabolant de Mafia 2. O să continuăm de aici următorul episod, deci ne vedem data viitoare. Bye, bye.